absolut din întâmplare, am ajuns în casa unei franțuzoaice. Casa e cumva impropriu spus, era așa un fel de mic castel. Și doamna avusese o mare pasiune pentru țara noastră și strânsese de-a lungul timpului o colecție impresionantă de piese românești, piese vestimentare, de ii, de coale și altfel de obiecte. Și a invitat-o pe Virginia Linu, m-am nimerit și eu acolo, să vorbească despre ele. Am fost absolut impresionată de modul în care, cu foarte multă siguranță și spontaneitate, a identificat fiecare piesă, din ce regiune este, când a fost confecționată, cum a fost confecționată, cu ce tip manufacturier, cu ce tip de ață, deci așa un soi de enciclopedie de etnografie și de artă. Și ca dascăl trebuie să spunem că să dobândești așa ceva, cu siguranță ai în spate enorm de multă muncă și de strădanie și foarte, foarte multă dăruire. Eu ca dascăl aș putea să spun că Virginia Linu poate fi o definiție de suflet românesc. Felicitări!